Ceea ce știu este că avem un curs suspendat, nu am ieșit din proces, ales să este viziunea primarului general, ideea primar general. Mai avem un curs din 2016 și noi pe acela funcționăm. Și acesta a fost contestat în instanță. Deci acum noi funcționăm pe curs din 2016. Care, cum v-am zis, are rolul de coordonator, pe cursul din 2016. Pentru că cursurile acestea nu pot să fie documente de reglementare care să adauge. Pe cursul din 2016, mă scuzați. Puzul din 2016? Pe el funcționați? Acum da, pentru că aici au fost două puzuri. Aici asta nu se știe. Da. Dar nu a fost abrogat prin puzul care e doar suspendat acum? Pentru că orice puz abrogă actul anterior. Dacă odată ce se suspendă un puz, se ia documentul anterior. Cel suspendat acum când a fost inițiat? A fost inițiat în 2013 și votat dată în 2016. Un act abrogat e anulat, domnule primar. Nu se mai poate reveni la el. Scrie clar abrogat. Mie mi s-a explicat și asta am văzut și această explicație la primarul capitalei. Dacă nu este așa... Vă rog să verificați. E abrogat. Abrogare nu, e, nu revii niciodată la un act abrogat anterior. Pot să verific și o să vă spun. În acest moment nu pot să vă spun. Mi s-a explicat că odată ce acela a fost suspendat, nu a apucat, să revină la acel... N-ați pus două fețe de masă una peste alta ca să rămână. Ați dat-o la o parte. O să mă informez și eu.